Da. Băiatule, ce faci? Bine, cu cine am onoarea? Sunt inspectorul Angel Salini. Da, cu ce vă pot ajuta? Ești din 12? Da. Am numărul de telefon de la doamna profesoară. O cunoști? Da. Fac pregătire cu dumneavoastră. Tu ești pila doamnei profesoare, nu? Da, într-un fel sau altul. Eu fac pregătire cu ea. Părinții tăi o cunosc pe doamna profesoară, nu? Da. Sunteți prieteni de familie? Da, mama trece pe la mama, pe la servici, de două ori pe săptămână. Mama e coafeză și trece să o coafeze. Trece să o coafeze mama pe dumneavoastră. De două ori pe săptămână trece pe la mama, pe la servici. Doamna profesoară, nu? Da, da, da. Chiar mi-a dat numărul tău de telefon să-ți spun că am aflat subiectul de la bacalaureat. Aha. Mm-hmm. Deci, dar te cunoști cu doamna profesoară? Adică părinții tăi se cunosc cu doamna profesoară? Da, sigur că se cunosc. Ca și eu pregătire, mama o coafează pe dânsa. Se întâlnesc, des, vorbesc. Cam de câte ori de, pe săptămână se întâlnesc? Cam de două ori pe săptămână se duce la mama pe la servici. A, o coafează. Da. Fii atent, deci eu sunt prieten cu doamna profesoară. Da. Și mi-a spus de tine. Ce discut eu acum cu tine să nu mai spui și la alți colegi. Da, sigur, nu e nicio problemă. Ea mi-a spus că în momentul când aflu ceva, să te sun. Pentru că doamna profesoară face parte din comisia de bacalaureat. Da. Și s-ar putea să aibă telefonul ascultat. M-ai înțeles? Da. Ce ai înțeles? Că face parte din comisia de la bacalaureat și are telefonul ascultat, ar putea. Deci ea mi-a spus cum aflu ceva să-ți zic ție subiectul. Bun, da. E vorba despre trei subiecte în primă fază. Da. Notează. Deci primul subiect. Da. Comentați din punct de vedere stilistic. Da. Comentați din punct de vedere stilistic. Versurile. Versurile. Primei strofe din poezia Băi Măleș. Băi Măleș. Băi Măleș. Băi Măleș. Că vine Leș pe preș. Că vine Leș pe preș. De Mihai Eminescu. Ai reținut titlul poeziei? Da, Băi Măleș, că vine Leș pe preș, nu? De? Băi Măleș, că vine Leș pe preș. De? Mihai? Mihai Eminescu, așa. Păi așa, ăsta e primul subiect. Deci comentați din punct de vedere stilistic versurile din prima strofă a poeziei Băi Măleș, că vine Leș pe preș, de Mihai Eminescu. Subiectul 2. Da. Cum o chema? Da. Pe iubita poetesă a lui Mihai Eminescu. Pe iubita cum? Poetesă. Deci cum o, da. Cum o chema pe iubita poetesă a lui Mihai Eminescu? Cum o cheamă pe iubita poetesă a lui Mihai Eminescu? Știi cum o cheamă? Nu știu. Dar nu ți-a zis doamna profesoară, n-ai făcut cu ea treaba asta? Nu. Bun, notează. Cum o cheamă pe iubita poetului Mihai Eminescu? Iubita poetesă. Poetesă a poetului Mihai Eminescu. Da. Mițura. Da. Arghezi. Mițura Arghezi. Repet acum subiectul 2. Cum o cheamă pe iubita poetesă a lui Mihai Eminescu? Cum o chema, mă? Cum o chema pe iubita poetesă a poetului Mihai Eminescu? Cum o chema? Mițura Arghezi. Subiectul 3. Analizați din punct de vedere gramatical titlul poeziei de Augustin Doinaș. Din punct de vedere cum? Gramatical. Da. Cum ai scris Augustin Doinaș? Augustin Doinaș. Augustin Doinaș. Doi? Doinaș, dezlegat. Cu cifre sau cu litere? Ai cu litere. Augustin Doinaș. Poezia se cheamă Femeia cu dinți de aur. Da. Umblă noaptea după taur. Da. N-am făcut poezia asta. Cum n-ai făcut poezia asta? N-am făcut-o. Păi cum n-ai... Eu nu țin minte să o predă. Repetă subiectul 3. Analizați din punct de vedere gramatical titlul poeziei de Aurel Doinaș. Augustin. Augustin Doinaș. Femeie cu dinți de aur umblă noaptea după taur. Mai repede o dată titlul. Femeia cu dinți de aur umblă noaptea după taur. Să nu mai spui la alți colegi că o încurc eu după aia. Da, nu e nicio problemă, dar nu am niciun interes. Zic, nu am niciun interes. Să nu mai spui la alții, da? Da, că eu nu prea mă înțeleg cu colegi din clasă și în ziua de azi știți, fiecare pentru el. Adi? Da. A fost o farsă, Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. Din partea colegilor tăi de clasă. Da. Cum te simți? Penibil. Adică, da, vorba... A, ce se face? Asta e, ce se mai întâmplă din astea. De ce te temi de aia nu scapi? Ce le spui colegilor tăi? Ne întâlnim noi la BAC. E adevărat că nu te înțelegi cu ei? Păi ei se sparg în figuri, cu mașini bengoase, de bani gata. Se sparg în figuri, cu mașini, de bani gata. Nu am treabă cu ei.